Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Daniel Botănoiu, președintele Asociației Fermierilor din România. Pentru început aș vrea să vă mulțumesc că sunteți alături de noi, pentru că iată prima emisiune din acest an se desfășoară după câteva precipitații, un pic de îngrijorare redusă comparativ cu ceea ce exista la începutul anului, motiv pentru care cred eu că și îmi permite să vă urez la mulți ani, să fiți sănătoși și să aveți conturile bogate, pentru că știți cum e, degeaba ai magazia plină dacă nu ai și contul alimentat. Motiv pentru care eu cred că trebuie să avem o foarte mare grijă acest an. Este un an atipic, un an care produce îngrijorare. Sigur că pentru aceste lucruri am încercat să găsim răspunsuri, să găsim soluții. Motiv pentru care astăzi o să discutăm cu unul dintre fermierii importanți din județul Giurgiu și de asemenea în partea a doua cu reprezentantul Autorității Naționale Meteorologice, care să ne spună cum va fi vremea în perioada următoare, la ce trebuie să ne așteptăm și dacă cumva culturile noastre vor putea să treacă în condiții optime peste această iarnă, care de fapt este o toamnă autentică. Bună ziua, domnule Tudor Elsone, bine ați venit. Sunt onorat că sunteți aici astăzi alături de noi. Un fermier care așteaptă răspunsuri, un fermier care investește, un fermier care vrea să continue activitatea, pentru că vă mărturisesc, știu că aveți preocupări împreună cu familia, să duceți mai departe această misiune nobilă de agricultor. În primul rând vreau să vă mulțumesc. În al doilea rând vreau să îmi salut colegii din toată țara. Emisiunea noastră, emisiunea pe care dumneavoastră o realizați acum la început de an, vine cu această bucurie de care dumneavoastră vorbeați mai devreme, că au venit precipitațiile. Cred că nu există bucurie mai mare pentru un om care lucrează în agricultură, un iubitor al pământului, ca apa. Se spune că atunci când plouă, Dumnezeu plânge. Să sperăm că anul acesta, deși spuneați și pe bună dreptate că va fi un an atipic. Vedem foarte bine ce se întâmplă afară. Ne-am fi dorit cu toții să avem zăpadă, așa cum eram obișnuiți încă din copilăria noastră. Zăpadă în loc de ploaie sau zăpadă mai multă decât zăpadă mai multă ar fi decât trebuit. Ploaia, dar poate că iarna încă nu a trecut și cineva spunea că Dumnezeu nu rămâne niciodată dator. Eu cred în această zicală și poate că Dumnezeu își va întoarce fața către noi, către această țară, chiar dacă noi de foarte multe ori greșim. Cum sunt culturile la dumneavoastră după acest episod de secetă în toamnă, secetă peste vară, semănatul în condiții nu tocmai bune? Dacă întrebarea dumneavoastră, și cred că ținta vă referiți la întreaga zonă, la întreg județul, am pretenția că știu destul de bine județul, cum se prezintă în acest moment. Culturile care au fost semănate în toamna anului trecut, și aici mă refer la păioase, la rapiță, o parte dintre ele au răsărit. O mică parte, aș putea spun. Pentru că și în Câmpia Burnazului, de unde vin eu, mai precis din zona Giurgiului, a fost o toamnă extrem de secetoasă. Au fost ceva precipitații, dacă nu greșesc, cred că prin luna septembrie. Cred că vreo septembrie a fost. 10, 15, 20 de litri. Dar după aceea seceta s-a instaurat și sigur culturile au avut de suferit. Acum aș putea să spun că ele sunt răsărite în totalitate, culturile după evenimentul noiembrie-decembrie, cu ploile acelea. Exact. Suprafața înfrățită nu aș putea să spun că e atât de generoasă. Am avut ceva probleme, când spun ceva probleme, poate că sunt prea modest, spun că am avut un atac puternic de dăunători la păioase. La 20 de grade Celsius de Crăciun, exact, vă dați seama. Complicat. Și atunci fermierii s-au confruntat și cu această problemă.
De asemenea, și la Rapița a fost un atac foarte puternic și sigur că a fost această, vă spun sincer, a fost în câmp, s-a simțit această suferință hidrică, pentru că se vedea cu ochiul liber, plantele au nevoie de apă. Sigur, este, dacă îmi cereți așa o previziune, îmi este greu și mă feresc să dau un asemenea pronostic, pentru că cred că suntem într-un an al n-aș putea spune, neapărat al hazardului, dar trebuie să fim foarte atenți și eu de fiecare dată când am avut posibilitatea pe mass media sau în discuțiile care le-am avut cu colegii mei din județul meu, din arealul meu, trebuie să gândim poate foarte serios la tehnologia pe care o vom aplica în continuare, pentru că vedeți, mai exact. Vedeți, dumneavoastră sunteți om de specialitate și cred că îmi dați dreptate că tehnologiile trebuie să adaptate în funcție de vreme și de vremuri. Când spun de vreme, mă refer la schimbările climatice și de vremuri mă refer, stimați colegii, la decidenții politici. Aha. Pentru că vrem, nu vrem, politicul ne guvernează, ne face viața bună sau mai puțin bună. Și atunci noi trebuie să fim foarte, foarte atenți. M-ați întrebat să dau dați-mi o măsură pe care dumneavoastră ați luat una aceste momente când schimbările climatice sunt deja o realitate. Sigur o să-mi spuneți vii acum cu un exemplu care practic este pe buzele tuturor. Eu vă spun ce am făcut eu. Am evitat pe cât am putut să mai ar. Am lucrat terenul cu alte utilaje mai puțin costisitoare din punct de vedere economic. Am avut o chibzință foarte mare asupra îngrășămintelor chimice, adică nu le-am mai aplicat și când nu ai apă, îngrășământul practic mineral îl dai aproape degeaba. Am căutat anul acesta, în toamna acesta, să-mi am sămânța mea produsă de mine, să nu mai fiu nevoit să cumpăr din altă parte. Este adevărat că în ultimii ani nu prea s-a mai întâmplat lucrul acesta. Am investit în utilaje performante, am căutat să robotizez atât cât am putut. Adică ați făcut o agricultură conservativă. Am făcut-o, da, este, să știți că încep să îndrăgesc agricultura conservativă și cred că și în România, dacă fermierii ar adera tot mai puternic la această agricultură conservativă, pentru informarea lor, agricultura conservativă s-au pus bazele la Madrid, dacă nu greșesc, în 1991 sau 81, nu mai știu exact. Dar oricum, ea, agricultura conservativă are câteva principii de bază la care noi, oamenii, trebuie, fermierii, agricultorii, trebuie să înțeleagă. În primul rând, intervenție cât mai puțină mecanică asupra terenului, pentru că, vedeți, și intervenția asta agresivă asupra solului are și avantaje, dar are și dezavantaje. Deci aceste lucrări minimale pe care ar trebui să le facem, al doilea principiu de bază, pentru că tot vorbim de agricultura asta conservativă, este acoperirea aproape în permanență a solului. Și un lucru... Asta fiind pentru ce? Acoperirea în permanență ca să facem... Păi, captarea bioxidului de carbon. Acum, asta este acum, trendul. Ia uite ce subiect ați deschis. Eu aș sugera la cei care sunt decidenți astăzi, sau dacă dumneavoastră vă veți întoarce la Ministerul Agriculturii, într-o calitate, aș ruga, dacă puteți, sau dacă putem, la nivelul de sus al Ministerului sau al Guvernului, să dăm aceste vouchere de carbon. Sigur, ideea nu mi-aparține mie. Da, este o discuție este la o nivel discuție, european asta. Este un lucru foarte adevărat. Vrem, nu vrem să acceptăm, trebuie să și recunoaștem. Agricultura este una dintre activitățile care produce mult carbon
Știu, dar și care captează foarte mult. Este singura care poate să facă acest lucru în afara pădurilor. Este foarte adevărat. Dar cred că ar trebui agricultorii să îi încurajăm fermierii ca să facem aceste lucrări cât mai puține agresive asupra solului, să rămână punga aia de... Că, practic, carbonul e ca într-o pungă, e ca într-un rezervor, cum vreți să-l numim. Dacă ai intrat adânc, ai spart-o, sigur că carbonul la organic iese afară și tot vorbim de încălzirea asta globală, care, vrem, nu vrem, este printre noi. Trăim cu ea. Și spuneam că un alt principiu de bază la agricultura asta conservativă l-ar reprezenta rotația. Acum, dați-mi voie, și dumneavoastră aveți activitate practică la momentul ăsta și eu. Din păcate, în România am văzut pe foarte mulți, și o spun cu părere de rău și nu ca să arăt cu degetul în altă parte, dar sunt mulți colegi de-ai noștri care nu prea mai țin cont de rotații. Adică vreau să vă spun că am văzut... Păi ții cont de piață, domnul Țuri. Da, dar... Ții cont de piață. Dar dacă piața își cere grâu, porumb și floarea soarelui, nu, și rapiță... Nu, altceva vreau să spun. Am văzut acum mai nou rapiță după rapiță. Am văzut, bine, o să vedeți rapiță după floarea soarelui. Am văzut rapiță după floare, am văzut floare după floare. Adică... Da, vedeți, trebuie să fim atenți la lucrurile astea. Deci, vedeți, noi trebuie să luăm pământul, solul, trebuie să luăm ca un partener, ca un frate al nostru. Adică dacă nu-l respectăm, nici eu el nu-l respectă. Nu cred că e banca. Nici, e adevărat. Cred că dar e și de pământ, dacă îți bați joc... Nu cred că e banca, deci pământul este banca noastră. A, pământ, da, am înțeles acum. Și cei care ne finanțează, da. Dacă avem grijă de... Da, lucrul ăsta chiar îmi place. Banca am să țin cont și... Da, este foarte adevărat. Și atunci pământul trebuie să fie ca și fratele nostru. Așa trebuie să-l tratăm. Trebuie să-l iubim. Vă aduceți aminte Ion al lui Rebreanu? Câtă dragoste avea de pământ când a îngenunchiat și a pupat pământul. Așa trebuie să-l privim și noi. Banca de care dumneavoastră spuneați. Noi trebuie să avem grijă de el dacă vrem ca și el să aibă grijă de noi. Păi dacă vom veni cu rapiță după rapiță sau rapiță după floare. Trebuie cum să spune că bolile sunt permanente, păi deci vedeți, există păi vedeți, și cheltuielile sunt alte, deci producția deci, e mică sau nu va mai fi deloc. Asta cereți celor care au făcut facultatea la fără frecvență. Bănuiesc că cei care știu despre ce e vorba nu fac astfel de greșeli. Păi părerea mea că acolo... Când nu știi un lucru, e bine să recunoști că nu-l știi. Ei, noi suntem mai mândri așa ca popor, nu întrebăm. Da, vedeți, și mândria e bună în anumite momente. De multe ori și smerenia e la fel de frumoasă și de bună. Poate e mai bună decât mândria asta. Da, da, corect. Da. Un alt lucru, am vrut să vă întreb la început și dumneavoastră așa ca un abil, pe lângă fermier, ați cochetat și cu televiziunea și aveți așa cuvintele la dumneavoastră. Dom'le, ce părere aveți despre biotehnologie? Adică o sămânță de calitate care să consume mai puțină apă, mai puține resurse, dar care să-ți asigure, să-ți garanteze venitul la finalul campaniei. Pentru că despre asta discutăm. Vedeți, da, este o întrebare provocatoare. Un hibrid, un soi. Este o întrebare provocatoare. Nimic în agricultură nu se poate face fără genetică. Nu fără știință. Fără știință. Exact. Ca să realizezi ceea ce dumneavoastră spuneți, un soi bun, un hibrid bun, care să fie adaptat la rezistență la secetă. Nu, la... nu, atenție, toleranță, că rezistența nu are niciun. Bun, hai să spunem toleranță. E mai bine, da? E mai... Pentru că majoritatea... E un termen corect. Majoritatea, da, aveți dreptate, induc așa de multe ori fermierii și spun rezistență la secetă. Da, cred că toleranță e cuvântul cel mai potrivit. Vedeți, acolo trebuie să investești. Să investești în oameni, în știință, în așa fel încât... Dacă îmi permiteți, domnul Țone, până a investi în oameni, până a investi în știință, cred că trebuie să avem o decizie corectă la nivel european. Europa trebuie să-și asume acest principiu că biotehnologiile nu pot rămâne în afara... ariei de cunoaștere a fermierilor, nu pot rămâne în afara interesului fermierilor, pentru că e un sector economic.
Noi trebuie să profităm și de ceea ce spun oamenii de știință, trebuie să profiți și de piață și trebuie să profiți de aceste resurse, așa cum spunea și dumneavoastră mai devreme, din ce în ce mai limitate. Adică ai apă mai puțină, vedeți, hrană mai puțină. Deci... Perfectă dreptate aveți. Perfectă dreptate. Și citeam undeva că la momentul ăsta, apropo de tot de acest subiect, ultim subiect, o treime din solurile planetei sunt degradate. Nu, dar populația, ce vreau să vă spun? Deci această treime, că ați sesizat corect, ați citit corect. Problema este următoarea. Dacă tu aplici biotehnologiile, nu ești obligat să vii cu teren suplimentar, să-l aduci ca aport, nu ești obligat să consumi suplimentar. Asta încercăm să spunem decidenților politici europeni. Asta vreau și eu să spun. În condițiile în care o treime din terenul acestei planete Pământ sunt degradate. În condițiile în care populația la nivel global crește. Spectaculos. Oamenii ăștia trebuie să mănânce, să trăiască, da? Că omul ca și planta are nevoie de apă, de mâncare și de aer. Vedeți cât de ce asemănare a făcut Dumnezeu între noi și lumină. Și lumină, da, că fără lumină e clar. Nici noi nu trăim, dar nici planta nu trăiește. Nici fotosinteză. Și dacă planta moare, nici noi nu prea mai avem cum să rezistăm. Sau dacă albina moare, nici noi nu prea mai avem. Vedeți ce legătură, cum a lăsat Dumnezeu să trăim într-o armonie, într-un echilibru om-natură. Din păcate, dar revin la întrebarea dumneavoastră. Sigur, oamenii ăștia trebuie să-i hrănim, trebuie să mănânce. Da, hrănindu-i, îi hrănim producând în Europa, pentru că iată-te, noi consumăm în Europa plante ameliorate genetic, soia, 40 de milioane de tone anual, dar tu nu ai posibilitatea să produci. Un alt risc major care a apărut acum, pentru că iată, eu vorbesc de un echilibru în piață, de această concurență care pe românii defavorizează. Da. Gândiți-vă că în bazinul Mării Negre acum, cumpărătorii tradiționali al produselor românești, a materiei prime românești, evită să mai vină. De ce? Pentru că a venit porumbul ameliorat genetic, modificat genetic, cum spun marea majoritate, din Ucraina, din Rusia și nu mai au încredere că ei cumpără un produs de calitate. Ori noi stai cu depozitele pline, stai în custodie cu marfa, nu poți să o valorifici pentru că ai acest semn de întrebare. Păi uitați, apropo de subiectul ăsta, sigur există această temere în rândul celor care cumpără cereale la nivel mondial, că în bazinul Mării Negre ar exista produse agricole ameliorate genetic, cum spuneți dumneavoastră. Dar e realitate, pentru că Ucraina, Rusia n-au interzis. Este o realitate. Și o altă realitate pe care vreau să o spun aici, la dumneavoastră, și cred că sunt ecou colegilor mei, este o mare problemă. Și cred că se cunoaște la nivel mai înalt în această țară că fermierii noștri, agricultorii noștri, stau cu depozitele pline și, din păcate, nu prea ne mai întreabă nimeni de produsele noastre. Vin produse de afară la prețuri mici. Noi am făcut cheltuieli foarte mari pe unitatea de suprafață. Da, trebuie să respecti bunele practici agricole, înverzirea, mediu, că vezi condițiile de exact. Mediu sunt peste 55% astăzi, dacă vă gândiți. E adevărat. Deci noi nu mai facem agricultură, facem protecția mediului. Acum, da, și uitați, este o problemă de actualitate în România, acest blocaj în rândul oamenilor, al agricultorilor. Trebuie să fim foarte atenți cu agricultura din această țară, pentru că riscăm să intrăm într-un blocaj. Pentru că, bine, unii spun, și am văzut pe la televizor, politicieni spunând, dom'le, dar prețul îngrășămintelor a scăzut. Da, este adevărat, a mai scăzut ceva. Dar ele tot sunt mari. Eu vă spun, am cumpărat acum o lună în urmă cu 1100 de euro tona de uree, de exemplu. E adevărat că acum e vreo 800 de euro sau 700 de euro. Scump,
La cheltuielile care s-au făcut în anul trecut... Domnul Țone, haideți să o luăm așa matematic. Deci era greu 1,8 lei per kilogram la sfârșitul campaniei? Da. A ajuns la 1,2 astăzi? Da, bun. Exact. Am avut perioadă de depozitare care trebuie să o plătești, indiferent că o faceți la dumneavoastră în fermă, tot cu cheltuiel. Trebuie. Tot e o cheltuială, corect? Absolut, de acord. Deci, tocmai această funcționare în zigzag, așa în foarfece a pieței, determină fermierii, așa cum pe bună dreptate spuneați dumneavoastră, să nu mai aprovizioneze. După aceea să uită la climă și zice, bă, dacă nu plouă, de ce să mai dau? Că dumneavoastră ați menționat mai devreme, a spus, domne, nu mai folosesc îngrășământ, că simt că corect. Pierd. Corect. Am plecat de la, și m-ați întrebat dumneavoastră, de biotehnologie. Să folosim sămânță de înaltă calitate, pentru că noi trebuie să producem aici la noi acasă. Ia uitați, ați vorbit de... E un subiect care, din păcate, nu știu de ce, în România ne referim să vorbim de el. Ați vorbit de soia ameliorată genetic, de porumb ameliorat genetic. Și nu numai. Și nu numai. Eu nu înțeleg... Vedeți, v-a părut greu la exact. Nivel mondial. Nu înțeleg de ce ne este teamă să discutăm subiectul ăsta. Adică în România intră produse, din câte știu eu, am auzit, intră produse din afară, șroturi de soia și așa mai departe, care sunt folosite în zootehnie, vin din soia ameliorată genetic, porumb la fel, și noi în România avem această ezitare, nici măcar la o discuție nu, dar mai serioasă. Nu-i problema României, adică să fim bineînțeleși, nu, bă, nu decidenții Uniunea politici Europeană. Din România. Corect, deci Uniunea Europeană a ales, eu cred, această cale de a reduce cantitățile de pesticide, îngrășăminte, de acord cu ei, dar nu au pus în loc un instrument care să sprijine sectorul agroindustrial european, agricol european, pentru că Europa, vrem nu vrem, este cumpărătorul numărul 1, este furnizorul de produse de calitate numărul 1 în lume. E adevărat. Pe de altă parte, sigur că aceste biotehnologii nu sunt inventate de mine sau de dumneavoastră, sunt ale oamenilor de știință care spun tot timpul, oameni buni, puneți grâul convențional, mai puțin poluant, care captează peste 20 de tone de bioxid de carbon, în situația în care produci 7-8 tone de grâu marfă, deși vorbim de convențional, cel ecologic 2,7 tone produse și gândiți-vă, captează doar 10 tone de bioxid de carbon. Adică trebuie să facem acest echilibru pe care fermierii trebuie să-l înțeleagă. De ce alegem lucrul ăsta fără instrumente? Adică împui piedici cu metanul, cu amoniacul, cu renaturarea zonelor agricole, cu reducerea cantității de pesticide, dar de fapt tu nu vii cu un instrument care să-mi permită să nu intru în faliment. Eu, agricultor. Aici este cheia și întrebarea. Ce facem? Da, întrebarea dumneavoastră e foarte bună. Ce facem? Și cred că la întrebarea asta așteaptă în momentul ăsta toți fermierii din România și poate nu numai din România. Trăim într-un bloc comunitar, noi România. Dar vorbim acum de noi. Sigur că oamenii se întreabă ce vom face, pentru că am pornit în discuția noastră cu această instabilitate atmosferică, climatică. Avem o instabilitate economică. Deci avem o instabilitate, din punctul meu de vedere, e o instabilitate economică, această scăriță de care dumneavoastră spuneți și pe bună dreptate, azi e sus, mâine e jos și practic, vedeți... Nu mai o clipă, domnul Țone, pentru că ați amintit economic, vreau să vă țineți ideea și să continuăm după o mică publicitate.